fost unul foarte complicat pentru noi toți și, din păcate, nu putem organiza acele matinee tradiționale, dar totuși administrația noastră a decis să aducem feria sărbătorilor și la noi în instituție prin organizarea unei expoziții care se numește Regatul lui Moș Crăciun. Și acum propun ca împreună să aprindem luminițele pe bradul nostru. Și 5, 4, 3, 2, 1... Mama Lilia, tata Oleg, sora Natalia și fratele Vasilie și eu, Nikita. Sper ca să câștig primul loc. Bună ziua, eu mă numesc Comana Candrean și astăzi eu am pregătit o casă la Moș Crăciun. Eu această căsuță am făcut-o din motivul că sărbătorile de iarnă se apropie mai repede și mai repede. Și mie îmi place Crăciunul. Așa că l-am făcut pe Moș Crăciun și am făcut căsuța lui fermecat. Eu sunt Vasile. Eu sunt Maximilian. Noi suntem elevii din clasa 1B. Eu am făcut lucrarea asta cu sora, cu mama și eu. Eu am făcut lucrarea asta cu eu și mama. Noi am făcut căsuța asta pentru un corpus de iarnă. Eu am făcut-o cu Maria și cu Andreea. Mă numesc Valentin. Eu cu mama am făcut furci. Mă numesc Ana. Eu am făcut cu mama două bufnițe. Băbă de zăpadă este făcută de mine și de sora mea. Mă numesc Mare Mihai, sunt elev în clasa 4B. Cu mare plăcere am participat la acest concurs. A fost ghidat sora Madalina și mama Tatiana. Sper să fiu printre fruntași. Mă numesc Miron Andreea. Eu am făcut această sorbă pentru colindătorii care vreau să colind casele vecine. Mă numesc Jocoara Anastasia, sunt clasa 5B. Eu am adus lucrurile acestea pentru concurs. Eu sunt Maxim și am făcut jucările astea pentru anul nou. Pe mine mă cheamă Bogdan. Eu cu mama mea am făcut jucările astea pentru concurs. Mă numesc Xenofonta Valina. Am făcut lucrarea aceasta deoarece un omuleț de zăpadă și un brăduț.
Eu am făcut brăduțul deoarece că toți copiii iubesc să împodobească bradul de Crăciun, dar omulețul de zăpadă deoarece că copiii, cum vine iarna, primi furgușor cad pe pământ și ei construiesc un om de zăpadă. Mă numesc Procopa Anastasia, sunt eleva clasei 5B și această lucrare este a mea pentru concursul de anul acesta, 2020. Eu sunt Sofie și eu singurinca am făcut această lucrare. Sunt Natalia Morar din clasa 5B și vă prezint lucrarea mea pentru concurs. Mă numesc Serafontova Elena. Eu împreună cu mamica am pregătit un glob. Mă numesc Cristian Cristina. Sunt elev în clasa 4B. La acest concurs a participat sora Kira, mama Tatiana și eu. Bună ziua! Eu mă numesc Simona Anastasia. Eu am făcut acest brad deoarece se apropie sărbătorile de iarnă. El este îmbrăcat într-o haină verde și pufoasă. Este înalt, are niște globuri strălucitoare și o stea strălucitoare. Eu l-am făcut ca el să aducă o atmosferă de iarnă și să umple inimile oamenilor de bucurie. Bună ziua, ne numim Popescu Mădălina, Hangan Victoria, Pezentic Mădălina și astăzi ne-am pregătit o coroniță. Coronița este una dintre cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun. Ea simbolizează speranță, iubire și fericire pentru o viață mai bună. Culoarea roșie nu trebuie să lipsească din coroniță. Mă numesc Hepliu David, sunt eleva clasei a 5B. Eu particip la concurs și acest costum l-am făcut împreună cu mama mea. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitare-n jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce, când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce. Cum s-a născut Hristos în fric, în iesea cea săracă, și voi peste el sufla căldură ca să-i facă. Cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână, și îngerii cântau din cer cu flori de măr în mână.